Salutare, dragi prieteni! Avem o tigăiță turcească. Poate pare banală, poate pare ceva ciudat, ceva suspect, dar vreau să vă spun că face niște ouă, cel puțin niște ouă minunate, minunate, și o să vă arăt în continuare practic. Deci partea aceasta este din cupru, partea interioară este din cupru, dar este cositorită. Mânerele sunt nituite din arab halamă, nu știu ce este. Chestia interesantă e că practic avem două crăticioare aici. Este partea asta îmbutisată de cupru exterioară și partea îmbutisată din cupru interioară, puse practic una într-alta, astfel încât să rămână un spațiu între pereți. Deci este o distanță între pereții tigăiței și merge absolut minunat. Ce nu vreau să mai dau mărci, să mai ce fund capsulat, ce haide să vedem repede despre ce este vorba. Aragazul o să-l pornesc la minim. O să adaug un pic de unt. Cât să o ungem. Deci minim, aragazul minim. Uite ce am făcut. Bucătarul pește. Și lăsăm așa încetişor. Să se coaguleze. Și în câteva minute, uite ce frumos. Am să opresc focul. Ce vreau să vă arăt este că absolut nu se lipește. Uite. Nu se arde, e făcut peste tot frumos, oul este lichid, așa cum trebuie să fie un ou ochi. Mi s-a spart ăsta, a fost o greșeală, mi s-a spart un ou, dar nu este nimic. Am să-mi adaug frumos spanacul. Fiert în lapte, cu șmecherii. Da. Ce vreau să spun este că minunea asta de crăticioară am cumpărat-o dintr-un sat din Turcia, de la magazinul lor din sat, de acolo, făcută pentru ei, și a costat o grămadă de bani.
A costat o grămadă de bani, așa mititică și șmecherită, cum o vedeți, șmecherită, făcută artizanal, așa, a costat o grămadă de bani. Am văzut genul acesta în magazine, fără pereți dubli, fără, pur și simplu, o tablă de cupru, pe o parte arde focul, pe cealaltă este cositorită, are forma asta, dar foarte ușoară, foarte subțire și foarte ieftină. Cam așa ceva se vinde în România ca și tigăiță tradițională, însă nu este ce trebuie, nu este ce am eu aici. Și în momentul acesta se servește așa cum e, omul mănâncă exact din tigaie. Nu mai lungesc filmul, asta este. Multă sănătate, toate cele bune!